În seara asta Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre cea mai mare minune din istoria bisericii după nașterea bisericii de cinzecime, și anume despre convertirea lui Saul. Nu cunosc un om care să fie influențat viața bisericii mai mult ca și Apostolul Pavel sau Saul din Tars. Saul din Tars și Apostolul Pavel este, același, este aceeași persoană. Saul este numele evreiesc, Pavel este numele roman. Saul înseamnă dorit, Pavel înseamnă mic. Ea avea așa un metru treizeci, era un om mic de statură. De aceea Pavel, apostolul Pavel. Dar pe cât de mic era, pe atâta de rău era. Un om care Biblia spune, sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Știu că nouă ne place să citim cele 13 epistole pe care Apostolul Pavel le-a scris, probabil 14 cu evreiul, și pentru că sunt epistolele Harului Dumnezeu. Nimeni n-a scris mai frumos despre Harul Dumnezeu ca Apostolul Pavel. Dar totuși Apostolul Pavel vine și îi spune ce viață a avut înainte. Se autodemască. Și vrea să arate de fapt cine a fost el cu adevărat înainte. Și dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea în fapte 22 cu 4, că el spune așa, fapte 22 cu 4, el spune, prigoneam, am prigonit până la moarte această cale am legat și am pus în temniță bărbați și femei. În faptele Apostolului, capitolul 26, cu versetul 9 și 10, spune așa, Cei drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numele Lui Iisus Hristos. Și am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Ăsta e Apostolul Pavel, înainte să-L cunoască pe Domnul. Galateni capitolul 1, cu versetul 13, zice Biblia, făceam prăpăd în biserica Lui Dumnezeu. Îți imaginezi că omul ăsta care a influențat milioane și milioane și sute de milioane de oameni prin viața lui și prin scrierile lui, el vine și spune, am făcut prăpăd. De fapt a fost atât de rău încât și-a dat aprobul când Ștefan a fost ucis cu pietre. El păzea hainele celor care omorau pe Ștefan. Un om rău, un om care a omorât creștin, un om care a blasfemiat numele lui Iisus Hristos. Dar cu toate astea zice Biblia în 1 Timotei 1 cu 13, zice Biblia, e adevărat, eram un hulitor, un bajocoritor și un prigonitor, dar cum ascultați, dar am căpătat îndurare. Și vreau să spun în seara asta următorul lucru. Tu nu poți să fii mai rău ca și Apostolul Pavel. Tu nu poți să fii mai rău ca Saul din Tars care a omorât creștinii. Vorba lui John Stott. Saul din Tars a fost un lup al creștinilor pe care Domnul Iisus l-a transformat în oaie și a dat și calități de păstor. Întâlnirea cu Hristos se transformă și dacă Dumnezeu a putut să transforme pe acest lup al creștinilor într-un miel docil, vreau să spun că Dumnezeu te poate ierta și pe tine de orice păcat. Tu nu poți să fii mai rău ca El. Trecutul tău nu poate să înfrângă harul lui Dumnezeu. Păcatul tău nu e mai mare ca harul lui Dumnezeu. Indiferent de groapa în care ai căzut, Harul lui Dumnezeu îți dă aripi să ieși de acolo. Și mă rog în această seară să te uiți la acest Hristos al Harului, care e cu ochii pe tine de atâția ani probabil. Și ți-a vorbit în fel și chip. Și astăzi să fie seara în care să spui, Doamne, Alex să mă pocăiesc, Doamne. Alex să-mi pun viața în mâna ta. Nu mai vreau să stau în sentimente de rușine, Doamne. De jenă, de vinovăție, Doamne. Doamne, dacă l-ai luat pe Pavel, acest Hitler a creștinilor, Doamne, care omora Creștini, care amenința și făcea prăpăd, și dacă l-ai putut mântui pe el, Doamne, mântuiește-mă și pe mine, lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Cine este mai exact acest Saul din Tars sau Apostolul Pavel? Este un om care a crescut într-o familie foarte bogată. Tatălui făcea bani serioși, știa să facă tot felul de corturi, șmechere, să spun așa. Am învățat și el să facă bani din corturi, mai târziu. La vârsta de 9 ani de zile, Saul din Tars rămâne orfan de mamă. Tata lui, având bani, a zis, las că te trimit de aici, te trimit în Ierusalim ca să înveți teologie. Și l-a trimis la Ierusalim, l-a trimis ca să învețe teologie la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel a fost nepotul lui Hilel. Hilel a fost unul dintre cei mai mari învățători a Sfintelor Scripturi, pe Moise. A murit și a venit nepotul lui Gamaliel foarte bun. La vârsta de 30 de ani de zile, Saul din Tars deja deținea două doctorate. A învățat cum să disece textul. A învățat cum să expune, cum să predice. A învățat să și fie și un avocat al textului, să pună întrebări, răspunsuri, să aibă debate -uri. Era pe val, era în culmea carierei, știa că îl așteaptă Sinedriu. Să intre în parlamentul din vremea aceea, între cei 71 de bătrâni. Toată cariera era pe umerii lui și urma să meargă acolo. Dar omul ăsta era sincer în ceea ce făcea. Omul ăsta a văzut o sectă în creștini care E amenința învățătura lui Moise. Și spunea așa, trebuie să moară. Își amenință istoria lui Moise, istoria tradiției sfinte. Și zice deci, Biblia că era însuflețit de o râvnă extraordinară pentru datinile strămoșești. Și a fost gata să omoare oameni, și a fost gata să distrugă biserica lui Hristos. Dacă îl întrebai pe Saul, auzi, cine este Isus pentru tine? Un proroc fals. Bine, bine, dar cum ucenicii lui fac așa minuni mari? Păi zice, satana face până ei. Bun bun, zici, da, dar Iisus ăla cum? O făcut minuni? Nu, no, el e profet fals. El nu poate să fie Mesia. Cum adică un Mesia care stă pe lemn să fie Fiul lui Dumnezeu? Pentru că Biblia spune, oricine se atârnat pe lemn este blestemat. Cum poate un om blestemat să fie Fiul lui Dumnezeu Mesia? Este împotriva logicii și împotriva Scripturii. De aceea secta asta care s-a născut, care este o amenințare pentru iudaism, asta trebuie să fie distrusă, eliminată. Și cuprins de această râvnă pentru, pentru Moise și pentru datinele strămoșești. Omul ăsta s-a dus, a luat scrisori și zice Biblia că s-a dus la Damasc, adică să înțelegeți, la Damasc, adică 160 de kilometri, adică aproape o săptămână de mers. Cu armata după el, să meargă la creștinii care s-au împrăștiat datorită persecuției în urma uciderii lui Ștefan, să meargă și să aducă legați și să-i să facă să blasfemieze numele lui Hristos, să-i tortureze, să-i omoare dacă e cazul. Ăsta era ăsta era ăsta Saul din Tars. Crezi că Dumnezeu poate să iubească un om așa de rău? Poate ești aici și zi, o, frate Gabi, dacă ai ști ce am făcut, dacă ai buba mea de sub braț, dacă ai ști buba mea din talpă, mă domn, nu știu, nu, nu, nu știu, ascultă-mă, tu nu poți să fii mai ticălos, tu nu poți să fii mai păcătos, tu nu poți să fii mai murdar, mai jegos. Ca Apostolul Pavel sau ca și Saul din Tarz, care, a, care a, a, a omorât creștini și a făcut prăpăd în Biserica lui Dumnezeu. Și a venit de la Oradea să spun că Dumnezeu te iubește. Cazul tău nu este iremediabil și că nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-L poată curăți. Și mă rog ca în această seară să te întâlnești cu Hristos, care poate transforma, care poate ierta, care te poate ridica. Și să nu mai stai în rușine, să nu mai stai în depresie, să nu mai stai într-o stare de aia că nu pot, frate. Să spui, Doamne, pot totul în Hristos, mă prăbușesc la picioarele Lui. Amin? Amin? Iată o primă chemare care o face Dumnezeu unui om. Este chemarea la mântuire. Fapte nu începe foarte abrupt. Dar Saul suflanca amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Și s-a dus la marele preot, a arcedus Hristos gata, mă duc și aduc legați o să-mi crească gradele pe umăr și chiar o să intru în sinedriu și o să fiu și eu acolo cineva. Dar aroganța asta lui Saul din Tars a trebuit să fie zdrobită. În timp ce mergea plin de sine, independent, în controlul vieții lui, trei decenii, 30 de ani de zile, cât are aici, omul ăsta deține control asupra vieții lui. Dintr-o dată, pe drumul Damascului, când s-a apropiat de Damasc, pierde controlul. Se întâlnește cu un adversar mai tare ca el care îl zdrobește și îl orbește. Se întâlnește cu cine? Cu Isus Hristos. Dintr-o dată are sentimentul de teamă, de disperare, că nu mai în control, nu mai știa unde trebuia să fie luat de mâini de alții. Și pierde controlul, nu-i vine să creadă. Și ajunge să, să, se plece, să îngenuncheze înaintea lui Hristos, ajunge să recunoască că e păcătos, ajunge să-și dea seama că el a prigonit de fapt pe cine? pe judecătorul Universului. Saule, de ce mă prigonești? Dar cine ești tu? Eu sunt Isus. Teologia lui pe moment se schimbă. Își dă seama că cel pe care îl prigonește, de fapt, e viu. Și toată teologia și toată învățătura lui se răstornă într-o clipită. De ce? Se întâlnește cu cel care este viu în vecii vecilor. Cred că s-a mirat. Îmi cunoaște numele. Saule, Saule. Îmi cunoaște numele. Și vreau să spun ceva. Domnul îți cunoaște numele. Domnul îți cunoaște trecutul tău. Depresia ta, apăsările tale, lucrurile de care nu poți să scapi. Nopțile nedormite, lacrimile vărsate, neputința ta, Domnul te cunoaște. Și vin în seara asta, zis, nu știu, nu știu, mă da, mai mă mai iubește? Domnul te cunoaște. Domnul te cunoaște. Și omul ăsta este prăbușit și își dă seama de fapt ce gafă a făcut, că lucra din necredință în neștiință, spune Biblia. Și acolo, prăbușit, în țărâna drumului spre Damasc, Domnul Iisus se întâlnește și zice, Saule, de ce mă prigonești? C -c -c Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și el a zis, eu sunt Iisus. Ăla care că nu poate, el e blestemat pe lemn, nu poate să fie Mesia. Eu sunt Iisus. Săracul de Pavel nu știa de fapt că Iisus Hristos, da, blestemul legea a căzut asupra lui, s-a încărcat cu toate păcatele noastre, da, a luat, el a fost făcut blestem și păcat în locul nostru. E adevărat, ca noi să putem să, de, să, să avem neprihănirea lui Hristos. El n-a înțeles că Mesia trebuia să fie zdrobit prin suferință pentru păcatele noastre. Că noi nu ne putem câștiga mântuirea prin faptele noastre, ci numai prin credință în Hristos. Și dintr-o dată își dă seama că cel care a stat pe cruce, da, a fost, a fost, a fost făcut păcat în locul nostru, că blestemul păcatului a căzut asupra lui și așa trebuia să fie, ca noi să primim ceea ce niciodată nu puteam. Să avem prin meritele noastre, să primim neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu prin har, prin credință. Pe loc se schimbă omul ăsta. Și credeți-mă că asta, asta a fost problema lui și asta este și problema noastră. Uitați ce zice Biblia în Filipeni, în capitolul 3. Biblia spune așa, dacă vreau ceva, versetul 9, vreau să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea. Că asta m-a învățat Moise. Asta m-a învățat Gamaliel, neprihănire prin fapte, să păzești porunciul, legi, regulamente, dacă faci așa, dacă te îmbraci așa, dar atunci vei fi mântuit. Am fost un fariseu, cu... am fost un legalist, am crezut că pot să câștig neprihănirea prin fapte. Dar zice, nu mai vreau așa ceva. Intră în disperare. Pentru că dacă păzesc toate legea și greșesc în una, sunt vinovat de toate. N-am cum, n-am cum. Nu mai vreau, mă chinui degeaba. Am fost orbit de Gamaliel cu legea lui Moise. Acum vreau altceva, vreau acea neprihănire care se capătă prin... Nu mai fac nimic. Hristos a făcut totul. El a luat blestemul și eu, prin credință, sunt îmbrăcat în meritele lui Hristos. Sunt socotit drept, neprihănit sfânt, nu pe baza meritelor mele, ci pe baza lui Iisus Hristos. Vreau acum acea neprihănire. Am fost un legalist și -am, și, -am, și am prigonit pe acest Iisus Hristos, când de fapt El voia să îndea ceea ce eu nu puteam niciodată. Mântuirea prin har, prin credință. Asta este cea mai mare minune. Și acum vă rog frumos să mă ascultați cu mare atenție. În cer nu intră decât oamenii perfecți. În cer nu pot să intre decât oamenii perfecți. Biblia spune, nimic spurcat... Și întinat nu va intra acolo. Nu no, spuneți-mi voi mie, care omul ăla care nu s-a spurcat niciodată? Arătați-mi! Care niciodată nu s-a spurcat, nu s-a întinat. Arătați-mi! Nu există. Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți suntem într-o depravare totală. Morți în greșelile și păcatele noastre. Pe ADN-ul nostru scrie 666, destinat iadului. Asta ne-a Adam. Moștenim o natură păcătoasă, născuți în păcat, cu înclinații păcătoase. Nici o șansă nu avem să ajungem în ceruri. Pentru că nimic spurcat nu va intra acolo. Și ce a făcut Dumnezeu? A găsit o metodă. Și metoda asta a fost crucea. Și metoda asta a fost crucea în care Fiul Său, Iisus Hristos, s-a îmbrăcat El cu păcatele noastre. Și a luat paharul tuturor nelegiurilor și a băut păcatele noastre. Adică s-a identificat cu păcat, s-a îmbrăcat cu păcatele noastre. Trecute, prezente și viitoare și a murit acolo pe lemn și a luat blestemul asupra lui, ca eu prin credință să mă duc să spun, Doamne, eu nu merit, dar Doamne, prin credință, uite ce fac, facem un schimb, îți dau haina mea neagrăție și dăm tu haina lui Hristos. Și ce face tatăl? Mă socotește în neprihănire, îmi dă neprihănire, mi-o atribuie, mi-o impută. Îmi dă ceea ce eu nu puteam niciodată, mi-o dă cum? Pe gratis. Și îmi dă perfecțiunea Lui Hristos și eu mă duc înaintea Tatălui și spun, Doamne, pe baza meritului Hristos, pe baza perfecțiunii cu care am fost îmbrăcat prin credință, Doamne, primește-mă și pe mine. Nu mai vreau neprihănirea mea, că e o haină mânjită, faptele mele, Doamne. Vreau, Doamne, neprihănirea Lui Hristos. Și Pavel, uitați-vă, roman și galaten, cât de mult preamărește harul lui Dumnezeu, arătant, arătând că mântuirea este numai prin har, numai prin credință, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Că nu mai vrea neprihănirea lui. Vrea ce? Neprihănirea lui Isus Hristos. Perfecțiunea, că fără asta nu poate să intre în ceruri, decât dacă primește harul mântuirii pe gratis, prin credință. Și acum vreau să întreb, tu ai această haina neprihănirii lui Hristos? Ești îmbrăcat cu ea? Sau ești ca apostolul Pavel? Înainte să-l cunoască pe Domnul. Cum e românul astăzi? Apoi eu nu am dat în cap la nimeni, zice. Neprihănire, așa-i? Apoi eu, eu sunt bun, nu? Eu nu mi-am trebuit de nu? Apoi eu nu am făcut... De... Bun, bravo, felicitări, ce să spun? Numai că în, ce, în iad n-ajung numai curvare, ajung și mincinoșii și hoții. Ai mințit vreodată? Ești bun de iad? N-ai nicio șansă. Lasă-ți meritele tale. Trebuie să ajungi la nivelul ăla să te prăbușești ca Apostolul Pavel. Pe drumul Damascului să spun, nu-ți bun de nimic, Doamne. Am crezut că eu, școala mea, școala mea, reputația mea. Trebuie să ajungi la nivelul ăla zero în care să spui, Doamne, până acum m-am crezut number one și am rămas de nota 1. Doamne, acum recunosc că sunt un zero. Tu să fii numărul 1 și ești de nota 10. Amin? Abia atunci când spui, nimic nu sunt, numai harul tău mă ține. Abia atunci vei gusta puterea și harul lui Dumnezeu. Seara aceasta, indiferent cine ești, te invit să-ți deschizi inima lui Iisus Hristos, să spui, Doamne, Alex, să mă pocăiesc. Iartă-mă că m-am crezut în mine, iartă-mă că m-am încrezut în faptele mele, în legalismul meu, Doamne, în neprehănirea mea. Îmi dau seama că sunt mort în păcate. Am nevoie de harul special al lui Dumnezeu. Am nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus se uită la el și zice, Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș, ha? Ți-ar fi greu. La ce se referă Isus? Vedeți, fapte nouă nu este prima lui chemare la mântuire. Nu este rezumatul convertirii lui. Fapte nouă este doar un capitol în care, într-un mod brusc, Hristos intervine și îl mântuiește. Dar el a avut mai multe chemări la mântuire și a dat cu piciorul în ele. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș, ha? De ce Domnul către el? În vremea aceea, oamenii de la țară aveau un băț și era ascuțit. Și dacă mergea cu boi la ras, pe exemplu, și se încăpățâna bou și nu mai voia să meargă, la noi în Bihor zicem, de boi sau de cai, zicem, mă, are poră. Adică știți, înțepenea, știi, poți să pui și fier înroșit, că bă, încăpățâna nu vrea. Și țăranii atunci aveau așa un băz de la lung, așa, și a scuțit cum un țepuș. Și dacă nu voia să meargă, îl împungea. Adică era ca un îndemn, hai bă, hai, du o odată! Și dacă bă, ora nici cum nu voia și dădea de din picior, țepușul ăla intra mai tare. Și domnul se uită la el și zice, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș, în îndemnuri care ți le-am dat până aici, ca să te pocăiești. Și n Chiar a trebuit să-ți dau orbire, ha? Că altfel tu nu, tu nu, tu nu. N-ai vrut nici cum. Care a fost un țepuș? Hai să vedem câteva țepușuri. Câteva îndemnuri de alea să pocăiască. Câți ani avea Saul din Tars? 30. Câți ani a avut Iisus când s-a înălțat la cer? 33. Și asta se întâmplă în imediat după înălțare. Deci era contemporan cu Iisus. La maxim. Ce ziceți? Asculta a ascultat fariseul ăsta preice lui Iisus Hristos. Cu siguranță. Nici un doial. A ascultat predicile lui Isus. A auzit ce putere emană în spatele cuvintelor. A văzut semnele, minunile. Și a zis, na, na, ăsta profet fals. Na, ăsta e profet fals. Nici cum, nici cum n-a luat seama. Și tot stând acolo, tot stând ascultând, și mintea lui era răscolită. Mă, dar cum poate să facă minuni dacă e de la satana omul ăsta? Mintea lui era răscolită, trebuia ce să facă? Să se predea. De el ce-a fost? Un gică contra. Nu, eu nu mă pocăiesc. Măcar că Domnul îndemna, pocăiește-te, pocăiește-te. Omul ăsta a rămas încăpățânat. Domnul zice, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș, ha? Ți-a aminte de Ștefan, un alt țepuș? Ți-a aminte ce puternic a predicat? Când n-ai putut nici tu cu toate doctoratele tale să stai împotriva înțelepciunii lui. Dar ai văzut atunci când au luat pietre să-l Ai văzut că n-a țipat? Ai văzut că n-a amenințat? Ai văzut că se roagă pentru vrășmașii lui? Dar ai văzut fața de înger? Ai auzit cum se roagă și zice, tată, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul ăsta? Și toate lucrurile astea te-au răscolit și ai zis, bă, ăsta nu, deci nu pot să fie de la satana. Ești ceva dumnezeiesc. Cum să te rogi pentru vrășmași? Și cu toate astea, măcar că am lucrat la mintea ta, ți-am răscolit mintea. Ai zis, eu nu, eu nu mă pocăiesc. Ți-a aminte? Ți, ți, greu, așa zice? Ți greu. Dar da, ți aduce aminte de creștinia pe care i-ai luat cu lanțuri și cu, 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 la mâini și la picioare și i-ai dus și i-ai torturat să-i faci să blasfemiezi. și ai văzut cum ei cântau. Ai văzut bucuria pe fețele? Nu ți s-a părut ceva, ceva deosebit? Știi bine cât am lucrat în mintea ta să-ți dai seama că acolo e ceva Dumnezeu. Și ai zis, nu, Iisus e de la, de la ce rău. Ți-ar fi greu, ha? Chiar trebuie să intervin cu orbire? Chiar trebuie să vin cu picamărul și să te las trei zile orb ca să înțelegi că eu sunt în cer și fac ce vreau și nas pe cine vreau și cobor pe cine vreau? Frați și sorori, dragi prieteni, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Nu cancerul ne îndeamnă la pocăință. Nu COVID-19, ci bunătatea lui Dumnezeu. Și acum ascultă-mă, oricât de tare te ținea, ce școli ai, ce relații, ce figură ai pe cap, ascultă-mă, ăsta era Saul din Tars. Number one, neprihănirea lui. Crede-mă că Dumnezeu brusc poate să te transforme. Într-o secundă. Așa că placă sfatul meu și pune capăt păcatelor tale și spune, Doamne, Alex, să mă predau ție. Doamne, nu vreau să mă pocăiesc când vine furtuna. Vreau să mă pocăiesc înainte, Doamne. Vreau să iau seama la cuvântul tău. Că, Domnul, oricum te po nu, nu poți să dai continuu în țepușul ăla. Odată Dumnezeu te prinde la colț, pe sau din tarț, Cu dragoste, e adevărat. Și de ce nu te lasmă? Mă, nu te lasmă. Indiferent de cozi, eu nu te lasmă, tot am noi, ești, mă. am plan cu viața ta. Dar de ce să nu te pocăiești astăzi? când auzi despre dragostea lui Dumnezeu și ai venit în casă, și ai urechi și auzi, să spui, Doamne, Alex, mă pocăiesc. O, da să fie Domnul. Și este prima chemare pe care Domnul o face lui Saul din Tar, și anume, chemarea la mântuire. Sigur că au fost unii oameni acelui rău care s-au uitat la textul ăsta și au zis, nu, zice, acolo s-au avut o criză de epilepsie, au căzut jos, au văzut lumini, nu știu ce au vorbit aiurea. O, epilepsie! Ce satan e satana, așa -i? ce satană e satana. E foarte ușor de demontat că noi epileptic. Un om când are epilepsie și are criză de epilepsie, este se taie filmul. Nu mai are discernământ. n are logică. Dar uitați aici. Vine lumina, ăsta cade la pământ și Iisus zice, Saule, Saule, cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus. Ce să fac? Du-te acolo. Există discernământ. Logică de fier. Rațiune pe jar. Există? Aici intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin, frați și surori? A doua chemare care Domnul o face lui Saul nu este doar chemarea la mântuire, cum Domnul ți-o face și ție. Să renunți la neprihănirea ta, la legalismul tău și să accepți perfe perfecțiunea, haina neprihănirii lui Hristos, care o primești prin har, prin credință, când te prăbușești. Și mă rog astăzi să răspunzi la îndemnurile la țepușul ăla, care poate bunica ți-l-a avut de când ai fost mic, mama, tata, colegul de muncă, bă, hai, întoarce-te! n aștepta Damascu. Și întoarce-te azi, dacă auzi cuvântul. Amin? Este un verset în Biblie care ar trebui poate să ne pună pe gânduri. Ieremia 46 cu 17. Unde Biblia spune așa. Ieremia strigă. Ce să strigă? Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. Dar de ce a ajuns pustiu? Zice stare, de ce? Că ce-a lăsat să treacă clipa potrivită. Este o vreme când Dumnezeu dă la ușă și Biblia zice, azi, dacă auzi glasul, ca nu cumva să ajungi un pustiu, tot te îndeamnă Domnul, tot te înțeapă Dumnezeu, te, în sensul bun, să te scoate din acea încăpățânare. Prăbușește-te astăzi! Astăzi să fie clipa în care să spui, Doamne Iisuse, mă prăbușesc înaintea Ta. Iartă-mă, Doamne, de orice păcat. Curăță-mă, Doamne, ies din orice văgăună și cred în dragostea Ta. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Doamne, mântuiește, lasă să plouă cu mântuire peste noi. A doua chemare care Domnul o face lui Saul din Tars nu este doar chemarea la mântuire. Este chemarea la slujire. Și Biblia că în timp ce ăsta mergea dus de soldați, Domnul i se lui Anania, într-o vedenie. Anania fiind un om temător de Dumnezeu în Damasc. Și a zis, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el, totdeauna la post. Un erou uitat. Și Domnul a zis, scoală-te, versetul 11, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, că Damascul tot are străzi șerpuite, numai una e dreaptă, care taie tot Damascul. Du-te pe strada aia, Intră în casa lui Iuda, zici Saul, un om din Tars, omul ăsta se roagă. Vezi că o văzut în vedenie pe un om, pe nume Anania, Tot trebuie să mergi la să spui mâinile peste el, să-și capete vederea. Și acum ascultați ce zice Anania. Doamne, să nu te super, dar ăsta e Hitler. Am auzit ce-a făcut. Relele pe care le-a făcut omul ăsta are putere și din partea preoților să lege cum să, e ca și cum ai spune la un evreu, auzi, duci treci drumul, roagă-te pentru Hitler. Ceva de genul. Dar îmi place Anania, a, așa cu respect, sfios, dar totuși... Zice, Doamne, chiar vrei să mă... Dacă mă moară și pe mine? Vezi că e orb. Cred că primul gând i-a venit, lasă-l orb. Că mult rău a făcut în biserică, nu m-a făcut. Și Domnul zice, Domnul a zis, nu mă mai contrazi, versetul 15, du-te, este un vas ales. Ăsta o să ducă numele meu. Du-te, nu mai pune întrebări. Nu-ți dau toate detaliile. Îmi place Anania. Răspunde. Merge prin credință. Nu înțelege cum, ce se întâmplă dacă ce va fi. El ce face? Un om al credinței, la acțiunii. Se duce. Versetul 17. Anania nu mai comentează. Anania a plecat. Anania a plecat. Și acum vreau să vă spun ceva. După ce Dumnezeu cheamă pe cineva la mântuire, știi ce face Dumnezeu? E de daruri spirituale. Deci mă trebuie să lucrez în biserica mea. Pentru că mântuirea este prin credință, dar răsplata nu e prin credință. Răsplata e după fapte. Deci eu nu cred că în cerul toți vom fi la fel de bucuroși. O să fim în Cerul, da, o să fie bucurie, dar nu intensitatea ca la alții. Și Biblia că unii vor străluci ca soarele, alții ca luna, alții ca stelele. Altul a fost mai hardnic și a zis: Domnul, i-am primit 10 cetăți. Ia 5, una. Alții mântuiți ca prin foc. Mântuiți, se închide ușa după ei. Media 5. O intra și în rai. Hai în rai, ce mai stai? Și Biblia spune că noi suntem chemați să avem o răsplată cum? De plină. Și Domnul ce bun bun l a chemat la mântuire, dar nu vreau să-l fac șomer. Realitatea e dură astăzi. 20% din membrii Bisericii. Lucrează și 80% șomează. Consumatori. Cânte altul, margă altul la bolnav, dai bani altul, e vin și mai dă coleleu la colectă. Ei, nu mă frate. Dar tu crezi că o să ai aceeași răsplată ca și el care o stat și s a zbătut pentru lucrarea lui Dumnezeu? Dacă nu meri misiune, dacă nu cobori în groapă măcar după oamenii pierduți, măcar ține sfoară, -ți mă ajută, dăruiește, fă ceva. Puneți banii la bătaie, puneți darurile la bătaie, timpul tău, energia ta și fă ceva. Pentru că Dumnezeu, după mântuire, te-a făcut un vas ales și Domnul vrea să slujești. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne descoperim darul spiritual. Amin? Sigur, nu putem fi toți Billy Graham și toți predicatori și toți nu știu ce. Uite-te la Anania, o figură care nu -i, nu e cunoscută. E în spatele scenei, dar ascultarea de Hristos îl scoate din obscuritate, așa Și îl face un erou. Ascultă, ascultă de Dumnezeu. Vei spunea, dar eu nu sunt așa important, frate. Așa mi-a zis cineva. Și scuzele noastre. Ce frate, zic eu. Eu zic așa, pe ultima bancă, eu nu vreau să lucrez așa, să nu dai mândria în mine, zic. Nu. Eu așa, zic, stau acolo în umbră. Dar nici nu faci nimic, nu se în umbră. Un leneș la maxim. Dar zice, nu vreau să dai mândria al mine. I-am zis, uite ce zice postul Pavel. Îi spune lui Timotei. Deci așa, versetul 15, capitolul 4. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta, zice stare, să nu fie văzută de nimeni. <laughs> să fie văzută de toți. Bă, după 20 de ani de zile de mântuire, de pocăință, Păi trebuie să se vadă că, că, vibrezi pentru Isus, nu? că -l cunoști. Și nu trebuie să vrei tu să faci. Și pur și simplu se vede. N-ai cum să ai pojar și să nu știe nimeni. Se vede. N-ai cum să ai calorii în plus și să nu se vadă. Și n-ai cum să ai un Hristos vibrant în inima ta și nimeni să nu știe. Din păcate, prea mulți în bisericile noastre chemați la mântuire nu vor să slujească. Vin și ecole. Fac și ei ceva pentru Dumnezeu? Eh, ajunge atâta. Ce ar fi să spui, Doamne, vreau să slujești ție și împărăției tale. Doamne, nu vreau să-mi fumez viața, să-mi irosez, Doamne. Vreau să trăiesc la maxim pentru Isus Hristos. Vezi, la jocuri ai două, trei vieți, pierzi una, vine a doua. Realitatea e dură. Dacă asta ai trăit urmă să greblezi lucrurile lumii acestea. și nu te gândești la oameni, nu, nu te gândești la slava lui Isus Hristos, la onoarea lui Dumnezeu la mersul bisericii lui într-un mod, într mod mai bine. Nu o să mai a doua șansă. Corre pe patru de și eu ce n-aș da să mai am încă o dată 30 de ani de zile. Spune astăzi, Doamne, mă pun cu totul la dispoziția Ta. Unul dintre colaboratorii lui Reinhard Bonche este un frate pensionar. A terminat cu lucru, avea o pensie foarte babană, foarte mare. Și ce s-a gândit el? O zi, mă, mă duc să-l ajut pe Reinhard Bonke să descarce uh, boxele. Știți, Reinhard Bonke fiind un evanghelist care plecă la 2 milioane jumate de oameni. Să aranjez scaunele, să boxe, să... Și Bonke l-a luat odată și a mă, dar ai bani, zice. Ai nepoți. De ce nu stai acasă în Germania să te bucuri de nepoții tăi? De ce nu mergi cu nevastă-ta să vizitezi lumea, să faci înconjorul lumii? De ce vii tu aici în Africa pe banii tăi, la hotele dor pe banii tăi și vii și lucrezi aici când tu ai bani? Și el a spus așa, am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu voi sfârși viața în fața televizorului. Am jurat înaintea lui Dumnezeu, nu pe ultima sută de metri, să dau tot cea mai bun pentru Isus Hristos. Fii un astfel de om. Fii credincios în lucrurile mici. Câți dintre voi ați auzit de Moody? Marele Evanghelist Moody. Un milion de oameni a întors cu fața spre Dumnezeu și nu exista electricitate. Omul ăsta s-a întors la Dumnezeu la școala duminicală, prin învățătorul lui de școală duminicală, de culoare. Edward Kimball. Cine auzit de el? Nimeni. Probabil unul, doi. Un învățător. Dar și-a făcut treaba cum, cum trebuie. Și Dumnezeu, printr-un om ca Edward Kimball, un no-name, mântuie un copil care ajunge un evanghelist și milioane de oameni, un milion de oameni se întoarce cu față. Asta e Anania, acolo în umbră. Nu are stadion în față, are un Saul din Tars, dar prin Saul ăsta se întoarce apoi oameni cu grămadă. Câți ați auzit de Spurgeon, mare predicator Spurgeon? Cel mai mare predicator, prințul predicatorilor. Un tinerel. Într-o iarnă geroasă s-o duce la biserică, la țară, unde era el. Și trebuia să vină un evanghelist. Era zăpada mare. Și evanghelistul a zis, nici nu mă mai duc. Așa și o mână de oameni la țară, nici, nici nu mă mai duc. A zis, hai mă că mă duc, dar cum să mă duc, e prea mare zăpadă. Și și au făcut așa vânt și -o zis, mă duc. Și a ajuns acolo. Și-a plecat despre Domnul Iisus Hristos. Și tinerelul ăla spărge, au auzit predica. Domnul l a mântuit, trei zile o plâns continuu, gândindu-se ce păcătos e. Ăsta e Anania, care e credincios, merge acolo unde poate n-ar avea chef. Ăsta e Anania, oamenii din umbră, care fac lucruri nu mărețe, dar extraordinare. Se întâlnește cu un sau din Tars. Și apoi Spurgeon devine atât de cunoscut, mai cunoscut ca și ministru Angliei. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a impactat viața. Frați și surori, indiferent, ești ușier, ești orice ești, mecanic, oriunde ești, fă excelent pentru Dumnezeu. Fie o mărturie pentru Isus Hristos, fie acel Anania din umbră care să mergi, să te identifici cu oamenii și Domnul îți va da răsplata, lăuda să fie Domnul Amin. Poate aș mai spune ceva, fraților și surorilor, cu privire la slujitori. Deci, Biblia, versetul 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă. Acum, ascultați. A pus mâinile peste sau și a zis. Cred că au avut emoții, chiar frate frate sau, Domnul Iisus i s-a arătat. Ce-a făcut Anania? O plecat și ce-a făcut? S-a identificat, o pus mâinile peste ea. Frații și sorori, vreau să mă ascultați cu mare atenție. Aș vrea să cred că slujitorii voștri, păstorii voștri, cei care vă slujesc, au fier în oase. În sensul că totdeauna pe val, niciodată ei nu se clintesc. Dar adevărul este că și noi avem picioare de lut. Și mai avem nevoie decât un anania să pună mână și să spună, auzi, Domnul cu tine, viteazule. Avem nevoie de oameni care să știe să te încurajeze. Să zică, frate Gabi, mă, știu că ăștia nu cred, ăștia se chem toți de tine, dar ascultă-mă, eu te cunosc, știu, tu ești fratele meu. Mă. Avem nevoie de oameni de ăștia. Este prea multă bajocură și pe internet, prea multe înjurături, prea, prea, prea multe. Și Dumnezeu are nevoie de oameni de ăștia care să încurajeze. Și credeți-mă că eu sunt ceea ce sunt astăzi în fața voastră, datorită multor eroi necunoscuți. Da, mă rog, încerc să fiu cât mai alergic la păcat, iubesc pe Domnul, iubesc cuvântul Lui, mi ciudă câteodată că îi zic, Doamne, aș vrea să spun că te iubesc cu toată inima, vreau, dar nu știu dacă chiar, dar ajută-mă, Doamne! Eu o luptă! Dar eu sunt ceea ce sunt aici datorită multor anania necunoscut. Mă duc cu Și vine un frățiu de 70 ceva de, de ani. Frate Gabi, de când te-am găsit pe Facebook, de acum ați câțiva eu împreună cu soția mea, în fiecare seară, mă rog pentru tine! Mă duc în altă parte, în altă parte, în altă parte, probabil și aici sunt, vă mulțumesc! Credeți-mă! Respir prin rugăciunea Anania care, care se roagă, care se identifică! Avem nevoie de astfel de oameni. Îmi pare rău că nu prea au tineri care să zică, frate Gabi, numai o, să fain. Mi-ar place să văd că și tinerii se roagă. Se roagă. Rugați-vă pentru mai mari voștri. Vedeți, este un verset care pe mine mă încurajează mult din Iov, capitolul 40 cu 23. Mă încurajează, dar nu totdeauna îs așa cum e acolo, zice Biblia așa. Iov 40. Așa, cu 23, zice așa, hipopotamul, e vorba de hipopotam, dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de, că de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, adică ceva amenințător, hipopotamul, ăsta e contextul, rămâne cum? O, mi-ar place să cred că atunci când vin, când vin atacuri din partea celui rău, când vin ispite, când vin încercări, când vin vânturi la nivelul minții, șuvoie care te cercetează, în străfunduri. Mi-ar place să spun că totdeauna relax. Nu e așa. Nu e așa. Câteodată intru în disperare. Și pun mâna pe telefon. Și îmi sună un prieten care știu că e matur spiritual. Nu-i viral, nu-i cunoscut. Dar ai un număr pe care pot să pun capul și să plâng când nimeni nu știe. Și zic, roagă pentru mine. Sunt că i până aici apa. Ăla e Anania. Ăla Anania că destui de ăștia așa, știi? Mari boxiori, mari debateri, dar îți puțin de ăia care să zică, frate Gabi, uite aici, e ok, e ok, don't worry. e ok, domnul cu tine. Nu știe nimeni, dar ăștia vor avea o răsplată de plin. Fii tu bărbatul ăla, fii tu fata aia, sora ajută-ți liderii. Există o vorbă în limba engleză, new levels, New Devils. Noi nivele de autoritate, cu cât Dumnezeu ridică, îi dublează ungerea sau îi o triplează, cu atât atacurile sunt mai mari. Cei mai mulți oameni din biserică, habar n-au ce lupte duc unii slujitori. Habar n-au. Și ce hare să ai pe cineva care, când poate nimeni nu se așteaptă, primește un mesaj alături de tine, Men, Domnul cu tine. Doamne, ridică astfel de oameni ca Anania. Amin? Amin? Și în al treilea rând și în ultimul rând. Prima chemare care o face Dumnezeu lui Saul din Tars este chemarea la mântuire. N-a răspuns la două, trei țepușuri, până la urmă Domnul a prins. așa -i? Și zice în Filipeni, Doamne ce frumos spune, Filipeni, capitolul, capitolul 3, cu versetul 12, spune așa. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar acum ascultați. Alerg înainte, căutând să-l apuc și acum, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Când mă duceam eu să apuc pe creștinți și să-i bat, zice, m-a apucat Hristos. Când eu mă duceam să-i arestez, m-a arestat Hristos. S-a întâlnit Domnul cu mine. El nu uită niciodată că a fost apucat de Isus Hristos. Și toți care suntem aici mântuiți, Știți ce înseamnă acea întâlnire cu Isus Hristos, în care pur și simplu, când aproape am fost de mal, a mai venit un val și când era gata, gata să mă prăpădesc. Zice, tu mai ai luat de mâna dreaptă, zice, Psalmul 73. Și m-ai primit în slavă ta. Ce bun e Dumnezeu, așa? -i? Și mă rog pentru cei care sunt nemântuiți, să fie seara în care să spui, Doamne, mulțumesc că ai murit pentru mine. Recunosc, Doamne, că n-am nicio neprehănire personală, am nevoie, sunt păcătos, am nevoie de harul tău. N-aștept furtună, n-aștept drumul Damascului, aleg astăzi. Bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Doi, chemare la slujire. Ești un vas, curățește-ți vasul și lucrează pentru Dumnezeu. Și trei, chemare la suferință. Dar ce zice Biblia? Mi-ar place să nu fie asta, nu? Dar uite, Versetul 16. Și spune -i. și voi arăta tot ce trebuie. Bun, bun, te-am mântuit, lucrezi vine la pachet și suferință. nu așa, frate Vasile? Toate vin la pachet. Eu cred că suferința este un mod în care Dumnezeu ne ține dependenți de el. Niciodată nu stai mai mult pe genunchi atunci când suferi. Niciodată nu ți ceru mai drag ca atunci când suferi furnarele suferinței sunt moduri în care Dumnezeu ne șlefuiește. Și nu înțelegem de ce. De multe ori suntem așa, știi, eu am pornit fericit pe cărare domnul, domnul, și dintr-o din dată, bang! O traumă. O boală poate ne miloasă. Ceva care pur și simplu... Cum, Doamne? Dar de... Cum? Și când nu știm, aia ba știm. Cred că n-am putea să vorbim atât de profund de harul lui Dumnezeu dacă n-am și suferința. Și Domnul ce vezi, Pavele, ca să nu te îngânfi, am lăsat un țepuș ca să nu e razna. Ai prea mare succes. Și să nu ți se suie succesul ăsta la cap, îți dau o disciplină în taină. O bătălie privată. O luptă care să te ține dependent de mine. Nu știu ce a fost sepușul ăla, unii spun că era un ochi care curgea continuu. Dintr-o călătorie misionară a interceptat malarie și... Unii așa cred. Duhul Sfânt nu descoperi și e bine că nu descoperi ca să putem pune fiecare problema noastră acolo, țepușul. Dar cred ceea ce spun unii teologi, că țepușul ăla era amintirile acelea dureroase Totdeauna așa ducea aminte. Cum am putut să omor oameni? Cum am putut să, se i fac să blasfemieze pe nu? Cum am putut să-i torturez pe cei care sunt biserică? Eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, că am pregonit biserica lui Isus Hristos. Și și-a aminte. Din când ce, ce rău a putut să fie? Și-a cuprindea acea, acea, acel sentiment de, de nevrednicie. Și Domnul zice, e ok. Harul meu ți este îndeajuns. Cine a scris mai frumos despre har? Nimeni în Scriptură ca Apostolul Pavel? Nimeni. Cine a putut să scrie atât de profund de Harul Dumnezeu? Nimeni. Și uitați-vă cineva a luat cele 13 epistole pe care Apostolul Pavel le-a scris și le-a pus în ordine cronologică. Și au văzut prima dată, Pavel se semnează rob. După alți ani de slujire, eu zis, Pavel, gunoiul lumii acestea. După alți ani de slujire, eu zis, Pavel, o stârpitură, un avorton. Și chiar înainte să moară, când era în Roma, scrie unul Timotei și doi Timotei, și de ce hai să vă spun adevărul? De ce? Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. După 40 de ani de zile de pastorală, și-o plantat biserici cât o putut mai multe, o zis, să vă spun adevărul, eu sunt șeful păcătoșilor. Dacă Dumnezeu a putut să mântuiască pe acest Pavel sau Saul din tars, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, te vezi mai mare. Asta, asta, cred că ar trebui să fie și atitudinea noastră. Pe cum mergem în viață, nu să... Bă, tu și cine era meu pe vremea mea, bă? Nu, nu asta nu e atitudinea Nu, asta nu e de la Domnul. Și să fie atitudinea în care să te cobori, să spui, Doamne, Doamne, nu știu dacă ați văzut versetul ăsta, dar e în Biblie. 69 cu 5, psalm. Noi trecem de David. Ok, David a fost un om deosebit, dar Uitați, asta îmi place mie la Biblie, că oamenii ăștia spun și prostiile și greșelile lor. Asta mă împuternicește. Și să cred că Dumnezeu poate să folosească vase ordinare, să facă lucruri extraordinare. Amin? Și zice David, Dumnezeule, cu toții și tu cunoști nebunia mea și greșelile mele. Așa e ca asta te ține cu fața nisip. Așa e și te lasă Dumnezeu așa până pe buza prăpastiei și când ești gata să cazi, mi-ai ferit picioarele de cădere și ochii de la da arată cât de nebun puteai să fii și unde puteai să cazi, așa -i? Și asta te ține, știi cum? Smerit. Nu, nu mai poți să zici, deci, nu mai pot să... Nu, no, e acolo ceva. Că și Petru zice, Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu niciodată, și o Domnul Bun, eu o să trebuie să dau o lecție. Eu o să trebuie să-l zdrobesc de trei ori Petru se leapără de Domnul. Și se întâlnește pe Marea Tiberiade și zice, Simone, agapa omii, mă iubești cu dragoste de sacrificiu? Și o zice, Doamne, fileote, te iubesc cu dragoste de prieten. Am zis o dată până la moarte, agape, m-am făcut. Ia, paște oițele mele. Simone, agapa omii, Doamne, fileote, paște oile mele. Dar Simone, măcar fileomi, măcar Măcar ții la mine ca, un, ca la un prieten. Și el se întristează și Doamne, Tu toate le știi, știi că fileo te... Agape, nu mai zic, nu, nu, nu mai zic, Doamne, țin la Tine doar. Paște și mielușei mei. De ce de Dumnezeu pe mână turma lui Hristos? Care testul? Testul nu este doctoratul, cunoștința și dragostea. Acum, Tu ca unul care ai fost recuperat, de trei ori ai căzut, de trei ori ți-am pus întrebarea, în jurul focului ți a lepădat, în jurul focului ți-am pus întrebarea... Acum o să-ți dau și mielușeii pe mână și ăștia când cad. Nu mai e barda și arunci în iad și că nu mai este iertare. mai e să zic, bă, ăștia, bă. Că tu însuți ai gustat recuperarea. Și o să știi să fii bun pentru că tu însuți ai trecut pe acolo. Ei, tu, Pavel, care ai fost așa de rău, ți s-o dat harul să fii vrednic de încredere, să duci Evanghelia, să predici mai mult ca toți, nu tu, ci harul care l-a pus Dumnezeu în tine. Și acum el se vede dependent de harul Dumnezeu. Și credeți-mă, toți slujim mai bine după ce am fost drobiți. Toți. Ne-am născut așa aroganți și Dumnezeu trebuie să ne treacă prin ceva ca să ne țină smeris lângă El. Că dacă nu, dăm mândrie în tine. Caz în cursa deavolului. Am auzit de un mare violonist care a fost invitat la un mare concert. Și-au venit mii de oameni, dar nu atât de mult să-l asculte pe el. să audă cum se aude vioara Stradivarius. Cea mai scumpă vioară de lume, câteva exemplare doar. Lume să vedeți cum sună Stradivarius. Și violonistul s a fost conștient că oamenii nu au venit pentru el, ci pentru vioară. S-a dus în fața mii de oameni, a luat vioara, a rupt o cordă. Tot publicul, cu cum, am plătit, ce, ce face ăsta? Și-a pus înapoi vioara. Și-a rupt a doua coardă. Toată lumea era deja bulversată. Și apoi cel mare violonist. A pus vioara sub bărbie. Și pe două corzi a cântat ceea ce mari violoniști al lumii nu puteau să cânte pe patru. Când a văzut ce degetații, ce articulații face, ce, ce, face omul ăsta? Pe două corzi! S-a ridicat tot publicul în picioare și șapte minute a aplaudat nu pe vioară, ci pe violonist. Așa face Dumnezeu cu noi. Ca să nu ne primim slava, bă, eu stradiv. bă, tu, bă. și ce face Dumnezeu? Ne frânge. Ca apoi să-și primească slava, ce poate să facă el cu un vas? Cu o vioară, care Dumnezeu zice, nu mai fi nimic de el. Și vine marele violonist și vine și trage o linie dreaptă cu un băț strâmb și își împlinește un plan perfect cu oameni imperfecți, ca apoi toată viața să stai în picioare să stai cu fața nisip să zici, nu eu, nu mai harul tău mă ține. Nu mai harul, o, voi zi, o, fratele Gabi, o, sora, o, da. Dar tu nu știi de unde m-a scos Dumnezeu. Tu nu știi pe ce buza prăpas dacă nu era Domnul. Și atunci nu mai ți-a atribuit tu nimic, Și zici, ei nu mai harul. Ei nu mai harul Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îngăduie și suferință în slujire. Ne ține dependenți de El. A suferit Pavel și încep să mă apropii de încheiere. Uitați ce zice Pavel. Îi spune câte ori să sufere. Zice Biblia așa, 2 Corinteni 11, versetul 24. De 5 ori am căpătat de de 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, Deseori am fost în călătorie, în primejdi pe râuri, primejdi din partea tălharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primești din cetăți, în primejdi din pustiu, în primejdi pe mare. Și acum, în primejdi dintre frații mincinoși, ăștia și ei mai periculoși. În ostenel, în necazuri, atât am suferit. Dar el zice în doi Timotei, e ok, e ok. Toți m-au părăsit, Domnul a rămas în mine, dar vreau să spun ceva, Timotei. M-a luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința! Mă așteaptă cu nână. Doamne, multă vreme m-a rugat și am zis, Doamne, ajută-mă, Doamne, să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Da, eu nu mă mai rog așa, eu nu mai vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Nu mai vreau. Mi se pare o rugăciune vechi testamentară. E mai bun sfârșitul decât începutul. E ok, să fie acelul din vechiul testament. Am găsit în nouă legământ ceva mai extraordinar. Și spune așa, Fapte, capitolul 20, cu 24. Și acum ascultați cum se roagă Pavel. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă. Ci vreau să-mi sfârșesc cu bine alergare. Așa o zis? Nu. Și vreau să-mi sfârșesc cum? Zice stare. E diferență? Poți să l sfârșești cu bine, ajunsă și în rai și tu. Ce să faci? Media 5. Sau poți să-și, Doamne, când mor, Doamne, Vreau să mor cu motoarele pornite pentru tine. Vreau să mor pe val, să sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o în Domnul. Să nu mor așa cu frâna de mână trasă. Și să spun, Doamne, îți dau viața mea cu totul ție, mă predau cu totul ție. Și când mă chem, Doamne, să fiu plin de suc și verde pentru tine. Pavel zicea, am suferit mult, nicio problemă. Mă așteaptă nu numai mântuirea, mă așteaptă răsplata. Am păzit, m-a luptat. Și acum mă așteaptă răsplată. Dacă tu ar fi să mor unde te -ai duce, ai avea răsplată? Ți-ai pus darul în funcțiune? Ai fost gata să suferi pentru Domnul? Ești mântuit? Dacă ești în seara asta, ești și zici, deci, să așa păcătos, sau poate zici, eu nu sunt așa ca și Pavel. La fel de pierdut ești ca și Pavel. Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos, n-ai viața. Numai cine are pe Fiul are viața. Amin? Să spui, Doamne, harul Tău e mai mare ca păcatul meu. Trecutul meu nu poate înfrânge harul tău. Dă-mi aripi să ies, Doamne, din orice groapă, din orice cloacă a păcatului. Ridică-mă tu. Cred că sângele tău mă curăță. Cred că Isus a murit pentru mine. Cred că acolo la cruce ai zdrobit capul șarpelui. Prin cruce ai dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-ai făcut de o cară și ai ieșit biruitor. Și eu sunt al tău, Doamne. Mai mântuit, sunt în mâna ta, nimeni nu mă smulge. Iartă-mă că am crezut minciunile celor că nu se mai poate. Iartă-mă, Doamne, mă ridic în numele lui Isus. Cred că Dumnezeu mă iubește. Și tocmai faptul că auzi acest mesaj este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Că dacă Dumnezeu termina cu tine, nu era aici. n ai live mesajul ăsta. Faptul că Dumnezeu ți-a vorbit și te-a dus aici, în providența Lui, te-a auzit să auzi că există har pentru oameni mai răi ca tine. Este un semn că Dumnezeu e cu ochii pe tine. Dar n-a Damascu, n-a fortuna. furtuna. Răspunde acum la țepuș, la îndemnurile pe care le ai din partea lui Dumnezeu și spune: Doamne, mă predau cu totul ție. Amin. Zis o întâmplare și mă apropiu de încheiere. Am auzit cu toții de John Newton. John Newton a fost un mare comerciant de sclavi. S-a născut într-o familie care, taxul era foarte bogat. Și omul acesta a avut o mamă care era foarte bolnavă. Știa că o să trăiască puțin și l-a învățat cât o putut mai bine Biblia. Și o zis, dragul mami, să nu te lași de Dumnezeu Bibliei ever, vreodată. Și mama lui a murit. Mama lui John Newton. S-a dus să-și câștige existența, s-a dus pe o corabie ca ajutor, a ajuns rapid capitan de sclavi și s-a dus în Africa și -a aducea sclavi în America lua familii, bărbați, femei, copii cu forța, îi lua din Africa și punea în corabie și aducea și vindea sclavi. Ăsta a fost John Newton. În timp ce mergea cu ei, pe unii bătea, pe unele femei în însărcina. Se îmbăta teribil. Echipa lui se temea de el, ce rău putea să fie. Voia să scape de ea, voia să scape de păcat, dar nu putea, că îi plăcea. Știa de Dumnezeul lui mama, dar nu putea nici cum, era dependent. Și odată, în 1748 avea 23 de ani. Omul ăsta era cu corabia, plin cu sclavi, știa că face bani serioși. Și a venit o furtună pe ocean, teribilă. Știa că e 3 km de apă sub el, știa că o să moară. Furtuna aceea a fost ceva teribil. Și s-a aruncat pe genunchi acolo pe barcă și a zis, Dumnezeu mama, tu care mi-ai spus că iubești păcătoșii, Doamne, dacă Tu mă iubești, Doamne, așa păcătos cum îți. Doamne, dăm viață, oprește furtuna asta, promit că mă pocăiesc, oprește, te rog, furtuna asta și îl vreau și eu pe Dumnezeu lui mama, dar fă o minune, nu mă lăsa să mor aici, în mijlocul apelor. Și Dumnezeu a făcut minunea instant, pe loc, a oprit furtuna. John Newton a văzut că Dumnezeu iubește păcătoșii, că ascultă păcătoșii, că Dumnezeu are milă de păcătoși. A ajuns la țăr și a compus cântarea care este cântată de peste 250 de ani. Mărețul Har m-a mântuit. Pe mine din păcat! Eu curvaru, eu bețivu, eu comerciantul de sclav, eu rău ăla m-a mântuit, de moarte m-a scăpat. Prin har ajunge voi în cer, cu slavă îmbrăcat, prin har, nu prin merite. L-a întrebat cineva și o zis, Auz, te te a zis, auzi, cum te-a mântuit pe tine Dumnezeu, mă, așa păcătos. O să nu știu ce motiv au avut, cred că a vrut să arate întregii lumi Că la el nimic nu este imposibil. Că Dumnezeu poate mântui pe oricine. Care se pleacă și spune, Doamne, renunț. Renunț la orgolul meu. N-aștepta furtuna, ești aici. Vremuri de libertate. Și dacă Dumnezeu l-a putut mântui pe Saul din Tars și l-a mântuit cu mărețul har pe John Newton, Dumnezeu te poate mântui și pe tine. Hai să ne în picioare. Hai să afișăm cântarea aceea. Și hai să cântăm cântarea asta fa major. Mărețul har mamă Roagă-te prin cântarea asta! Roagă-te! Pe mine din păcat pierdut e. De moarte, de ma scăpat. În seara asta, Domnul vrea să te scape de moarte. Mărețul zul, mă Nu mânia lui Dumnezeu, ci harul, ne învață să o rupem cu păcatul. Bunătatea Lui Dumnezeu! Rău, ce scum e azi, tot harul dat, prin el mereu. Strofa 3. Prin.

să plecăm capetele, nu ne rugăm. Hai să luăm câteva momente de cercetare. În seara asta, Domnul Isus Hristos este aici. Domnul Isus e cu ochii pe tine. Nu-i supărat pe tine. Nu vrea să te arunce în iad. Domnul Isus a murit și El pe cruce a luat toate păcatele noastre și a plătit pe deapsa iadului în locul nostru. Ce trebuie să faci tu astăzi este să te predai Lui. Să spui, Doamne, iau mâinile de pe viața mea, de pe controlul care l-am avut, eu ți-l dau ție, Doamne. Doamne, Iisuse, intră în inima mea. Doamne, mă pocăiesc. Mă zdrobesc înaintea Ta, Doamne. Răspund chemării Tale. Mulțumesc că mă iubești. Mulțumesc că ai un plan cu viața mea. Mulțumesc că mă vrei un vas ales al Tău, Doamne. Doamne, mântuie și sufletul meu. Dacă Domnul ți-a vorbit în această seară și vrei să spui, Doamne, aleg să mă pocăiesc voința mea rebelă, Doamne, o supun voii tale. Și vreau, Doamne, să devin copilul tău. Așa cum stăm cu capetele plecate, ridică mâna spre Dumnezeu. Și mâna ta este un semn că spui aici sunt, Doamne. Mântuiește-mă și pe mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este altcineva care vrea să spună, Doamne, dacă l-ai mântuit pe Saul din Tars, Doamne, Doamne, iartă-mă și pe mine. Dă pace minții mele, Doamne. Rupe orice legături de peste viața mea. Duhul lui Dumnezeu luminează-ne, convinge -ne de păcatele noastre. Și fă și pe noi copiii tăi. Mai este altcineva care vrea să spună, Doamne, vreau să fie seara în care, Doamne, să mă predau cu totul lui Isus. În fața crucii să cad și să spun, te vreau pe tine, Doamne, mă pocăiesc. Ridică și tu mâna spre Dumnezeu. Mâna ta este un semn că spui, aici sunt, Doamne, pentru mine a fost, îl vreau pe Isus Hristos. Ridică și tu mâna, Dumnezeu este te binecuvânteze. Slăvi să fie Dumnezeu, slăvi să fie numele Lui Dumnezeu. Uită-te, Doamne, la toate mâinile ridicate, Doamne. Și la cei care n-au ridicat, dar în inima lor, au spus, Doamne, vreau să fie seara întoarcerii mele la Tine. Pecetulește decizia lor pentru veșnicie. Iartă păcate, curăță, Doamne. Sfințește-ne Tu, Doamne. scoate -ne din orice văgăună, Doamne. Mulțumesc pentru Biblie, mulțumesc pentru Duhul Sfânt, mulțumesc că iubești păcătoșii, Doamne. Mulțumesc că nu există păcat prea mare pentru Tine. Mulțumesc că ierzi, Doamne, prin sângele Tău, orice păcat. Mulțumesc că ne dai un cazier alb și curat prin sângele lui Hristos. A Lui să fie slava, a Lui să fie cinstea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.